Liderul Partidului nostru, Renato Usatăi, v-a văzut, a văzut discuția și este acum în direct prin Skype. Domnule Usatăi, bună seara! Domnul Usatăi, a fost sau nu a fost? Bună seara! Bună seara! M-a contactat cineva din colegi și mi-a spus că domnul Novac strigă în toată țara, că Dodon nu a fost la Moscova, nu... Domnul Usatăi, n-am spus că nu a fost, poate și a fost, eu n-am fost acolo. Cine a fost acolo? Eu am spus că nu știu dacă a fost. Da, nu, că a fost, nu a fost, asta, eu cred, primul rând, dumneavoastră v-ați întâlnit nu o singură dată. Renato, din saună vorbiți, formata cu societatea civilă, când mai greu, când mai ușor, dar și Igor Nicolae s-a mai pronunțat de câteva ori, cam scrimie drepcă, dar au pronunțat jos Plahotniuc. Astăzi, dumneavoastră, ați strădat toți alegătorii din Republica Moldova și nu doar cei care l-au susținut pe Dodon, inclusiv pe mine și cei 6-7% care le-a acumulat Dumitru Ciubășenca. Astăzi ați strădat toți cetățenii. Înainte de 9 mai realizați combinația următoare cu Plahotniuc împreună. Că după asta înțelegeți, chișeți la paradă, Dodon merge pe 9 mai la Moscova, faci câteva poze cu Putin și cu asta să acoperiți cea mai mare trădare din istoria Republicii Moldova. Pe 4 noiembrie, de ziua mea de naștere, la Moscova, la masă, i-am spus lui Igor Nicolaevici în față, zic, Igor, eu înțeleg că suntem de centru stânga, dar astăzi tu ești de-a lui Plahotniuc. Dodon mi s-a jurat că va face totul, vom uni toată opoziția și din momentul când devine președintele Republicii Moldova, pe Plahotniuc îl terminăm în câteva luni de zile. Dar astăzi voi ieșiți și într-un mod foarte obraznic. Încercați să faceți o țară întreagă, toată lumea e proastă, dar voi cu Igor Dodon și cu Plahotniuc sunteți niște. Renat, da, așa că e ușor de condus cu țara de la Moscova, așa? Cum? Eu înțeleg tot. Eu chiar am vrut să văd astăzi și, apropo, s-au întâmplat lucruri bune de-a lungul timpului când s-a dat dovadă de maturitate politică și s-a protestat împreună, s-au lăsat toate flagurile la o parte, drapelele s-au lăsat la o parte și s-au presat sub presiunea străzii. Unii lucruri s-au obținut, unii nu s-au obținut. Când vorbiți dumneavoastră că v-ați întâlnit, eu știu că nu v-ați întâlnit numai o singură dată cu Dodon, că e și normal că ați avut mai multe întâlniri. Că la Moscova, nu, că în altă parte... Nu intră aceea, Grigore, de câte ori ne-am întâlnit. Merge vorba, caza, ați făcut o nuntă. Renat, dacă trece astăzi unii nominali, ce vreți să zici? Din partid, înțelegeți? Dar restul comitetului e clar ce s-a întâmplat. Renat, dacă era în locul lui Dodon, iată, domnul Vac întreabă, ce se putea face? Cum se putea opri acest scenariu? Când toată țara am ieșit încă înainte de sărbătorile de iarnă și am spus, combinația principală a lui Plahotniuc e mix. Igor Nicolaevici l-a salvat pe Plahotniuc prin ceea ce s-a întâmplat astăzi, dar e o problemă, vă dați seama ce se întâmplă acum, domnule Popov. Astăzi deja n-a strâge o țară întreagă jos Plahotniuc, a strâge jos Plahotniuc cu Dodon împreună. Și într-o zi, eu nu știu care mai răbde azi pleșincă din țară. Eu înțeleg cineva acolo, spune de Moscova, cu sate și de Moscova, comentează. La mine stau oameni în pușcărie, pentru asta că Dodon al vostru astăzi e președinte. Că eu în comparație cu Dodon, vara trecută când am avut discuția cu oligarhul numărul 1 din Republica Moldova, și el când a spus clar, ori te las pe tine, ori pe Dodon. Dacă nu mergi cu mine, în combinație eu te distrug și pe tine și pe Năstas până la anul nou. Și cu asta Plahotniuc se ocupă la moment. Astăzi, oricum, fiecare răspunde pentru faptele sale, pur și simplu, astăzi eu vreau să spun slavă Domnului, nu l-a distrus nici pe Năstas, parcă te normal. Că e mare victorie, că gata, s-a terminat cu un nominal la democrați. Dacă democrații vroiau deschis unii nominal, vă asigur eu că puteau să-l voteze tot cu 52, Grigore, fără voie. Și nu încercați voi, care victorie? Bă, corect, am trecut eu azi în două lecturi și nu aveți să... Renat Gheorghe, nici nu aveți să vă aduc aminte nici de socialiști și nici de partidul nostru. Veniți din 2014 ce ține de mix. Astăzi vă spune ce se întâmplă. Dacă comisia de la Veneția spune că nu este de acord, atunci eu vă spun ce se întâmplă. Atunci iese Igor Nicolaevici, care, ca buta, e prarosiski,
Если же спорь, меня не интересует мнение европейцев и венецианской комиссии, социалисты предложили, мы голосуем. Я, Косяс Интемблик, плакотню кори, кашкум проевропейский. Ренат Георгиевич, Николаевич, про Ренат Георгиевич, потом дребари. Плакотнюк, ну пац, я сам кура мариш, стрижик, ну, ну це никуди ще есть пуни европейни. Ше есть полдон, кори ярос, я сам кура мариш, стрижик, ну, 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 Majoritatea sunteți la socialiști tineri. Gândiți-vă așa să vă și mâini. Cum ați mergem prin stradă? Cum ați dăm bună ziua la oameni? Renat, ai dreptate parțial. Însă, eu înțeleg. Eu azi am ieșit afară. Eu m-am uitat cât erau în stradă. Era bine să fie mulți. Erau mulți. Sper că mâine vor fi. Dar erau pe ascuns. Dacă era da, ieri, da, dacă azi, dacă normală. Dacă azi, Plăhătniuc trece un nominal, își băte din palmea mea. Bravo. Tineri, azi trebuie să iasă. Ieri seara și spui cu oameni buni. Mâine, vrem să vă mințim din nou și iată facem show cu tare. Și azi avem și 10.000 de oameni. Dar la noi s-au făcut fix așa cum cu guvernul noaptea. Când Igor Dodon un an în urmă spune, guvern ilegitim, l-au băcat din noaptea ales, azi pupă mă, tot zic cu Filip, o zic cu Candu. Spui, Doamne Ferește, într-o zi mai rămâne însărcinat. Înțelegi la atâta colaborare de... Domnule Usatăi, eu, domnule Usatăi, dacă mă auziți... Opoziția. Am lăsat geopolitica. Îmi pare foarte bine că astăzi au fost oameni... Renat, lasă bodogăneala asta, Iurea. Vorbește concret la teme. Cum trebuie de oprit? Spune pasul 1, 2, 3, 4, 5. Eu știu că îți place să povestești... Ușor să conduci de acolo cu țara, așa? Republica Moldova... Steți-s expert, steți-s... Domnule Usatăi, noi am avut anterior o discuție cu reprezentanții PSRM care spuneau că în cazul în care lucrurile se vor domoli, sunt gata oricând să retragă proiectul lor. Acum, de față aici, discutăm și am o întrebare pentru domnul Novac. Să auziți și dumneavoastră și eventual să comentați, ca și invitații din platou de altfel. În cazul în care Comisia de la Veneția dă aviz negativ, PSRM este gata să retragă votul, să retragă acest proiect din PSRM parlament? Este gata să retragă proiectul în cazul în care este convins 100% că uninominalul nu trece. Dar acum este înglobat un singur. Ambele proiecte sunt înglobate într-unul singur. Domnul Mișin, să nu știți pe Plahotniuc sușii. El îi invitează peste noapte, modifică legea și amuși ce o face. Corect. Dacă nu există voturi, noi îl retragem în orice moment în calitate de autori. Dacă e de gând să schimbe orice... sistemul electoral, să-l salveze pe Plahotniuc, apatunci cu toată lumea împreună, semna scrisoarea care am semnat-o noi toți împreună, dacă e miroasă de vreun partid sau altul, cum Renat, dar care e, apropo, care e efectul la scrisoarea și care a semnat-o? Pe o foaie separată. Renat Gheorghe, în fața comisiei de la Veneția, le spunem cu oameni buni, partidele din opoziție, care sunt susținute cu 90% din toți cetățenii din Republica Moldova, sunt contra oricărui modificări. Igor Nicolaici, noi semnat. Parcă sunteți un politician matur și au puțin așa pretindeți. Cum m-am întâlnit cu Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb. Pe prima întrevederea lui. Din noi sistemul ăsta ne avantajează. Rusă, la Moscova și am spus, Igor Nicolaici, hai Igor, și facem cu Plahotniuc. Renat, săptămâna viitoare sun și discutăm. Peste o săptămână îmi scrie mesaj Ion Ceban, Igor nu-ți mai poate suna cu WhatsApp-ul lui început să-l asculte. Lăsați voi jocurile astea pentru copii de 2 ani. Pur și simplu, eu să mă întorc acasă, Grișa. Și ați vă dau jos, dar îmi pare rău cu Plahotniuc oricum. Renat, dar vin odată de-am atâta, de când vii și nu mai vii. Și din politică, dar să fii terminat cu Plahotniuc și îmi pare rău că azi ați... Renat, vină! Hai împreună să-l dăm jos, Plahotniuc. De ce nu vii? Vină și să-l dăm jos. Vină, propune, tu doar știi că... Când au fost pe timpuri, discutam unele momente de propuneri, le acceptam, mergem pe o agendă, dar de acolo nu clar nu că e sfiede mai bine. Dar voi, e tare fricolnă opoziția de buznar la voi. Sara v-a scris, Cristal v-a trimis textele de la GBC, și-s vorbiți voi, și-s vorbească Candu, voi ședeți cu feță triste, supărați. Grișa, spectacul ăsta... Poate pentru cineva care-i sus... Hai vin acasă și ne ajut și ne spune cum. Sau n-are pierdere bun. Renat Gheorghe, hai spune-te rog ce trebuie făcut. Asta e o trădare și ești fașist. Renat, hai lasă trădările astea. Spune concret ce trebuie făcut. Renat, spune concret ce trebuie făcut. Concret. Da, concret pasul 1, 2, 3, 4, 5. Cum? Concret pe pas. Primul pas, a doilea, a treilea, a patrulea, a cincilea. Dar nu... Revoluții cu... Da. Ia, dar socialiștii sunt gata să vă asculte. Greu vorbesc... Ori poate cu greble și nu știu. Despre divorț,
în ziua nunții, înțelegeți? La voi azi e nuntă. Pașii, eu i-am spus clar că n-am ieșit o lună urmă și am spus Igor Nicolae, după greșeala asta că te omoară politic. Ești și declară public, nu te mai teme de plăcătniuc, puteți nasni termeni. Ești declară public, nu să nici o modificare. Eu aștept concret, din punct de vedere juridic, cum trebuie făcut, nu declarații. Ajunge atâta declarații, trebuie fapte concrete. Concret spune, nu declarații, semnături, hai că mai semnăm și mâine încă o declarație și... Nu, dar nu mergi... Și eu de asta și te întreb, concret, primul pas, a doilea, a treilea, a cincilea și unde ajungem. Ia că scenariu, e că așa trebuie făcut. Iată, dacă semnați o declarație împreună, vă înțelegeți împreună cum se face. Scenariul a fost clar, că nu fost care spune, trebuie să fie un președinte cu tărie, trebuie să dizolve acest parlament nelegitim, că Candu, Filip, ei toți sunt nelegitim, Grișa, vă înțelegeți. Tu doar singur erai împotrivă ca să ideea împuternicirea șefului statului. Renat, de ce ești împotrivă să ideea împuternicirea de dizolvarea parlamentului? Iar nu trecut de când noi protestam împreună, la voi practic jumătate... Renat, răspunde-mi, te rog, la întrebare, simplu. De ce erai împotrivă ca să ideea împuternicirea pentru a dizolva parlamentul? Nu doar ne trimitem Peter Xtemiec, nu votezăm în ceva cu Plăcătniuc, să vă facă de râs, înțelegi? Eu nu știu, anul trecut Igor spunea că Zvonovă erau priponiți. Amu pare și mai mulți, înțelegi? Ei, bun, Renat, noi știm cum să spuneți în afară de tine. Bun, dar întrebare concretă. Renat Gheorghe, haideți să lăsăm bodomeneala. Spune-te, rog, scenariu. Domnul Novac. Scenariu concret, eu am așteptat la dumneavoastră să spuneți scenariu concret ce trebuie de făcut. Juridic, pas cu pas. E că facem asta, a doua, a treia. Ați spus întrebarea, lasă eu să răspund. Cu explicație clară, susținuță de mai mulți experți. Și Igor Dodon și unii juriști din PSRM spuneau că nu este legitimă dizolvarea Parlamentului, dar și legitimă, azi numim un ambasador, mâine altul. Igor, să înțelege, de Vasea Botnare la Moldova Gaz, Garbalâ, socialistul, directorul la Chișinău Gaz. Nu, uite, asta e varianta voastră. Asta e varianta voastră. E înțelegere, ce să spună. Renat, eu vă întreb una, dumneavoastră răspundeți cu totul altceva. Moldova, nu, eu vă spun că schema... Pâine, eu vă întreb concret pașii, dumneavoastră spuneți de Moldova Gaz, de Gazprom și RJD, nu v-am întrebat de asta. De ce nu ați propus, Renat, un scenariu concret? Ieșesc toată țara în fața președinției, în fața guvernului, să dăm jos acest interlop care distruge Republica Moldova. Păi, sigur, eu chiar am văzut diferite partide, dar dumneavoastră n-ați ieșit. Președintele, nu, că e Victoria aici, că e Victoria dincolo și ea ciu-ciu-ciu prorosiski, но немножко про Плохотнюков. Ренат Георгиевич, тот уж аштепт его конкрет Паши. Хайдите, дейшит, асты клар. Асты клар, трестный мобилизен. Пасу Адойля. Пунеря, ну атрис, сыни ди дизолваря парламенту. În ce mod? Conform cărui, stai o secundă, că n-am înțeles ideea. Conform cărui act? Împuternicire, cine are? Conform cărui act și cărui articole este o explicație întreagă care noi am prezentat-o și voi v-ați bătut joc, apropo, și pe tema asta după alege. Înțelegeți? Voi v-ați bătut joc de asta. Nu, eu nu pot. Igor Nicolae... Temerile de dizolvare a Parlamentului sunt clar spălate în lege. Eu nu pot să mă împiedic impeachment. Dar el azi, prin impeachment-ul din partea lui Plăcătniuc, devine erou național, dar azi a devenit nireasă internațională. Iată asta și avem noi la moment. Nu, Renat, astea sunt emoții, concret, pașă, Renat. Renat Gheorghe, Renat Gheorghe, Renat Gheorghe, hai totuși să vorbim profesionist. Plăcătniuc, victoria partidului socialiștilor. Mai fășesc vă cruci, parcă sunteți cu biserica, cu religia. Bun, nu-mi faci noi cruci, nu retrăiți de asta. Eu... Я как он пас вас спустил прямо.